Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Vom discuta și astăzi, pe marginea temei, taina preoției în viața bisericii. Preoția creștină are un precursor în sacerdoțiul veterotestamentar și un corespondent în cultul public păgân, dar își are izvorul în preoția lui Hristos. Hristos este arhereul bisericii, care aduce jertfă, dar se și aduce jertfă lui Dumnezeu. Despre aceste aspecte vom vorbi în această emisiune cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, bine ați venit! Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor! Părintele Arhimandrit, am vorbit în emisiunea anterioară despre preoția Vechiului Testament care este de instituție divină. Ne refeream atunci la preoții descendenți din arhiereul Aron. La un moment dat, în timpul propovăduirii sale, Domnul Hristos cumva intră în conflict sau mustră această categorie de oameni chedincioși, această castă, respectiv preoții și arhierei Vechiului Testament, care slujeau atunci la templu. Era semnul schimbării preoției? Era și semnul schimbării preoției, dar în același timp, îi mustră și pentru că această preoție s-a uzat foarte tare în timpul în care Domnul Hristos trăia pe pământ. În sensul că a devenit o preoție formală, preoții au devenit formaliști, ipocriți, bigoți și, de fapt, Domnul Hristos nu condamna instituția preoției instituită de Dumnezeu în Vechiul Testament, nu, care este o instituție divină, ci îi condamna pe preoții care nu își făceau cum se cuvine slujirea, datoria și pângăreau altarului Dumnezeu și, și, locul cel sfânt, templul lui Dumnezeu din Ierusalim și puneau juguri grele asupra poporului. Deci, din pricina aceasta, între Domnul Hristos și Preoția vechiului legământ din perioada când trăiește el pe pământ apare conflictul, și acest conflict crește din ce în ce mai mult până când nu, preoția vechiului legământ va contribui decisiv la condamnarea Domnului Hristos la moarte. Prin ce gesturi, propriu zis? E se manifestă preoția Domnului nostru Isus Hristos. El este arhiereul nostru, arhiereul bisericii, supremul arhiereu, dacă mă pot exprima în felul acesta. Care sunt gesturile care definesc preoția sa? Sigur, preoția Mântuitorului Hristos este una foarte completă și complexă. El este unicul preot prin excelență. Toată preoția izvorăște din preoția lui și preoția noului legământ, de fapt, nu este altceva decât o, o actualizare a preoției sale. Iar actele sale preoțești încep de la întrupare și au punctul culminant în jertfa de pe cruce, anticipat, bineînțeles, de cina cea de taină, dar se continuă în eternitate, în împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată, el este preot în viac sau preot veșnic după rânduiala lui Melchisedec. Preoția lui nu este numai pentru un timp anume, ci e o preoție veșnică și o preoție de plină și desăvârșită. El este uns ca preot la întrupare și toată activitatea sa pământească este și o activitate, sau se poate considera a fi o activitate preoțească, pentru că prin tot ceea ce a făcut Domnul Hristos a încercat să îi împace pe oameni cu Dumnezeu, să mijlocească între oameni și Dumnezeu. După aceea această preoție a culminat la Cina cea de taină, când el se identifică, nu, el în calitate de preot se identifică și cu, cu, cu jertfa, cu Sacrificiul, adică cu pâinea și cu vinul, care vor fi și pe cetea noului legământ, dar în același timp vor fi și hrana bisericii sale, viața sa, dragostea sa, dăruită bisericii sale într-un mod sacramental și, de asemenea, pe cruce, în care el, jertfindu-se, se dăruiește în mod de plin. Ca preot și ca jertfă, ca victimă Părintei Lui Ceresc, lumii întregi, dar și sieși, pentru că noi într-o rugăciune de la Sfânta Liturghie acest lucru mărturisim. Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Iar după ce înviază din morți, se înalță la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui această preoția Lui, ca dăruire se perpetuează în eternitate. Domnul Hristos, zice Părintele Dumitru Stăniloae, sigur fundamentându-se pe, pe epistola către vrei în primul rând și pe întreaga revelație dumnezească, zice că este în stare de jertfă până la sfârșitul viacurilor și această stare de jertfă, de fapt, implică și o preoție. Și atunci Domnul Hristos este preot în viață după rânduiala lui Melchisedec, preot veșnic și desăvârșit, de plin. Potrivit aceleași părinte Dumitru Stăniloae pe care l-ați amintit, slujirea de arhiereu a Mântuitorului Iisus Hristos este îndreptată în mod direct spre Tatăl, dar ea implică și o direcție îndreptată spre oameni, în sensul de a-i restaura, de a sfinți și în domnezei firea omului. Jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos are trei direcții potrivit Părintelui Dumitru Stăniloae. Sigur, prima direcție e orientată spre Tatăl. E vorba despre actul împăcării omului cu Tatăl. Omul nu putea să se împace de unul singur cu Tatăl și atunci a fost nevoie ca una dintre persoanele preasfintei trăimi să se întrupeze, iar omenirea sau umanitatea, firea umană să devină părtașă dumnezeirii în persoana cea unică și veșnică a Fiului. Și astfel această umanitate restaurată, în îndumnezeită în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie adusă ca dar Părintelui Ceresc. Aceasta este, să zicem, direcția jertfei sale orientată spre Tatăl. În același timp, jertfa Mântuitorului Hristos este orientată și spre oameni, pentru că uh, el în, în jertfa sa se dăruiește oamenilor uh, și lucrul acesta, sigur, îl sesizăm cel mai bine prin actul dăruirii sale, uh, anticipative la cina cea de taină, când uh, ia pâinea, ia paharul și zice luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Sigur că am zis uh, și... Înainte că preoția are rol sau are această funcție de împăcare, de restaurare, de iertare, nu? Și atunci sângele lui vărsat, trupul frânt, este spre iertarea păcatelor. De aceea, preoția Domnului Hristos, pe bună dreptate, putem considera că este orientată și spre oameni. Îi împacă pe oameni cu Dumnezeu, dar descoperă în același timp și iubirea nesfârșită, desăvârșită a lui Dumnezeu spre oameni. Și apoi, în cele din urmă, preoția Domnului Hristos este orientată și spre propria sa persoană, pentru că jertfa lui Hristos desăvârșește umanitatea, o maxim umanitatea pe care Domnul Hristos a asumat-o la îndrupare. Și de aceea, în actul de dăruire supremă, această umanitate asumată de Domnul Hristos în persoana sa este și întărită, dar în același timp și îndumnezeită și desăvârșită. Și în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum zice Sfântul Irineu de Lion, această umanitate își, prin, prin sigur, prin actul suprem al dăruirii, al jertfei, își, își atinge destinul sau își împlinește destinul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Deci se împlinește destinul omului în umanitatea asumată de Domnul nostru Isus Hristos. Deci iată cele trei direcții ale jertfei, ale preoției Mântuitorului nostru Isus Hristos. O direcție așadar îndreptată către persoana sa, către firea sa umană care este îndumnezeită în persoana sa, iar această desăvârșire se transmite și nouă oamenilor. Noi toți suntem restaurați prin firea umană ipostaziată în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, iar elementul care transmite aceste energii, această desăvârșire, spune Părintele Săniela, este trupul Domnului. Îl numește interesant inelul incandescent, prin care ni se transmite tuturor focul dumnezeiesc care a înlăturat în el moartea. Sigur că prin actul suprem al jertfei pe cruce, trupul Domnului Hristos a fost curățit, a fost înnobilat, și prin actul învierii, acest trup al Domnului Hristos a fost penetrat de Duhul Sfânt într-un mod desăvârșit. Trupul Domnului Hristos după înviere este un trup nevmatic, un trup duhovnicesc și devine, devine și model pentru trupurile noastre, așa vor fi și trupurile noastre după înviere. Dar fiind întărit această umanitate prin patimă, prin jertfă, deci prin, prin asumarea de plină și liberă a Dăruirii supreme către Tatăl, această umanitate este plină de dragoste, dar în același timp, această umanitate prin înviere este și plină de Duhul Sfânt, din care iradiază viața pentru toți cei care se împărtășesc din trupul lui. Și acum, sigur, aici reflectăm asupra misterului trupului lui Hristos, care are și acest trup trei dimensiuni de a-l înțelege, de a-l contempla. E un misteriu, o taină trupului Hristos. Pe de o parte, sigur, este trupul luat din fecioara, trupul biologic cu care a trăit pe pământ, dar cu acest trup biologic a și pătimit. Însă, după înviere, acest trup devine deopotrivă trup eclezial, adică marele trup din care facem cu toții parte, dacă ne botezăm, dacă credem în Hristos și dacă ne botezăm, și trup sacramental, adică același trup din care ne și împărtășim, și care susține viața noastră, cu care unindu-ne, Duhul Sfânt care iradiază din trupul lui Hristos cel mort și înviat, îndumnezeit, ne îndumnezește și pe noi. Și aici îmi aduc aminte de un cuvânt de al Sfântului Grigorie Palama, un cuvânt pe care l-am citit dintr-o omilie, pe care l-a rostit dânsul în postul Crăciunului despre Sfânta Împărtășanie și face asemănarea dintre trupul euharistic, dintre trupul și sângele Mântuitorului Hristos și împărtășirea noastră din el și unirea dintre, dintre bărbat și femeie în taina căsătoriei. Dar totuși accentuează o diferență. Citându-l pe Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Grigorie Palama zice așa că cei doi, prin unire, vor fi un singur trup. Dar cei care se unesc cu Domnul Hristos prin Sfânta Împărtășanie, adică prin trupul și sângele în Dumnezeu al lui Hristos, devin cu el un singur trup, dar și un singur duh. Pentru că din trupul Domnului Hristos, cel mor și înviat, iradiază și în noi și în cei ce ne împărtășim Duhul Sfânt, Duhul de viață dătător, Duhul cel care ne prefigurează, care ne care ne, ne, ne preschimbă, care ne transfigurează după chipul lui Hristos. Părinte Arhimandrii Simeon, o altă idee pe care o sublinează Părintele Dumitru Stăniloae și la care v-ați referit deja este faptul că arhereul este una cu jertfa. Domnul n-a ales să jertfească pe altcineva, ci s-a adus pe sine jertfă. Trupul său a fost adus jertfă. De aici și eficiența acestei jertfe. Dacă ar fi fost adus altcineva jertfă, n-ar fi avut aceeași eficiență cum a avut propriul său trup. Așadar, el este arhereul care se și jertfește. Da, trebuie să reținem acest lucru când vorbim despre preoția Mântuitorului nostru Isus Hristos, că în actul dăruirii sale ca preot, el se identifică cu victima, cu jertfa, dacă în Vechiul Testament și în întreaga istorie a omenirii, jertfa sau victima era, era un surogat, era altceva decât jertfitorul. Deci nu, 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 niciun om nu a avut această tărie de a se autojertfi și și dacă s-ar fi autojertfit pentru Domnul, pentru că au fost religii în care s-a practicat uh, autosacrificarea, dar niciun om nu a avut curăția și impecabilitatea uh, nu, pe care a avut-o Mântuitorul Hristos în calitate de victimă. Numai umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos a fost și jertfă curată, neprihănită, fără de pată, așa cum se cere să fie jertfă adusă lui Dumnezeu, adică jertfă de bună mireasmă, cum ne spune Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că umanitatea lui, deși împovărată cu păcatele tuturor oamenilor, a fost impecabilă, umanitatea lui a fost îndumnezeită. Și această umanitate îndumnezeită în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost adusă Părintelui Ceresc de către El, de către El ca jertfă. Și atunci, sigur, și de aici și eficiența jertfei sale. Și e foarte importantă această idee că în Iisus Hristos se identifică preotul cu jertfa. Dacă în, în, în toate jertfele până la El, jertfa și preotul erau două elemente diferite, nu jertfa era diferită sau victima era diferită față de jertfitor, față de sacerdotul care aducea jertfa. În Isus Hristos cele două sunt una și nu numai atât, sunt una, dar și jertfa este impecabilă, pentru că umanitatea pe care o aduce el ca jertfă ca dar lui Dumnezeu, este impecabilă, este desăvârșită în persoana Lui. Părintele Andrei Simeon, aș dori să vă citesc acum un cuvânt al Sfântului Chiril din Alexandria, referitor la preoția Domnului Iisus Hristos. Spune așa Sfântul Chiril, trebuie să știm că nici despre Fiul însuși, cuvântul Lui Dumnezeu Tatăl, nu s-ar spune că slujește ca preot și că ar fi în starea liturgică, dacă nu s-ar înțelege că s-a făcut ca noi și precum a fost numit proroc și apostol pentru omenitatea sa, așa a fost numit și preot, că cele ale slujitorului se cuvin chipului slujitorului, iar aceasta este golirea, chenoza, că cel ce se afla în chipul și egalitatea tatălui, căruia îi stau înainte și serafimii de sus, căruia îi liturghisesc, îi aduc slujba sfântă, mii și mii de îngeri, când s-a golit pe sine, se spune că s-a și arătat liturghisitor al celor sfinte și al cortului adevărat. Deci, trebuința de a fi preot și de a fi sfințit ține de coborârea în trup. Da, noi nu putem să vorbim despre o slujire preoțească efectivă a Mântuitorului Hristos decât din momentul întrupării. De aceea Sfânta Scriptură, spune despre Domnul Hristos, sigur referindu-se la momentul întrupării sale, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut și tu ești preot în viață după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că actul întrupării, nu, acest act al zămislirii sale ca om din pântecele fecioarei și coborârea Duhului Sfânt asupra umanității sale în pântecele fecioarei, îl unge pe el în cele trei slujiri de fapt ale nu în cele trei dimensiuni ale slujirii sale ca preot, ca profet și ca împărat. Dar într adevăr el este mielul jertfit pentru viața lumii încă de la întemeierea ei. Adică în planul lui Dumnezeu exista exista ideea preoției, să zicem așa, Mântuitorului Hristos, însă actualizarea ei începe doar în momentul întrupării, pentru că uh, el în calitate de om, uh, nu de, de purtător al ființei umane, este preot, nu? Zice și Sfântul Apostol Pavel în epistola către Evrei că orice preot este luat dintre oameni și pus pentru oameni pentru ca să mijlocească pentru frații săi. Și Domnul Hristos zice, tot Sfântul Apostol Pavel, nu se rușinează să-i numească pe aceștia frați zicând, spune voi fraților mei numele tău în mijlocul adunării, te voi lauda. Adică el se face frate cu noi, ca să devină cu noi frate într-umanitate și în același timp să devină și preotul nostru care să mijlocească pentru noi împăcarea cu părintele ceresc. Și această preoție a lui începe de fapt în momentul întrupării. Dar în același timp, toată activitatea Mântuitorului nostru Isus Hristos o putem considera ca o liturgie, deci ca o, ca o sau are o dimensiune liturgică. De aceea de fapt toată activitatea Mântuitorului nostru Isus Hristos, biserica ortodoxă o celebrează liturgic în primul rând în Dumnezească liturgie, dar în același timp, dacă o luăm așa, în marile praznice. Fiecare praznic împărătesc, nu, care se referă la Mântuitorul Hristos, celebrează una dintre, dintre momentele economiei realizate de Hristos pe pământ, una dintre momentele sau actele vieții sale pământești, care sunt liturgice și care se pot celebra liturgic. Părintele Hemantri Simeon, cum spuneați mai devreme, cele mai importante idei legate de archeria Domnului Hristos le găsim în epistola către evrei, unde Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Domnul Hristos, mare arhereu care a străbătut cerurile. Sunt aici câteva idei importante pe care aș dori puțin să le explicați pentru ascultătorii noștri. Spune Sfântul Pavel în Evrei, capitolul 6. Versetele 19-20, că Domnul Hristos, intrând dincolo de catapeteasmă, a intrat pentru noi ca înainte-mergător. Iar în aceeași epistolă, la capitolul 9, spune că El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu ÎNsuși sângele Său și a dobândit o veșnică răscumpărare. Așadar, iată, vorbim aici despre o intrare ca înainte mergător al nostru în altarul ceresc cumva. Da, Sfântul Apostol Pavel preia imagini și citește tipologic anumite ritualuri din Vechiul Testament. Această imagine se referă de fapt sau este inspirată de fapt din sărbătoarea ispășirii de la evrei, Iom Kipur se numea, această sărbătoare. În fiecare an se ține această sărbătoare a ispășirii cu post și cu o jertfă de ispășire pentru păcatele poporului pe care poporul le-a săvârșit în decursul unui an. Se aducea o jertfă de către marele preot, de către arhiereul vechiului legământ, care doar o dată pe an și doar la această sărbătoare avea dreptul, avea, avea putința de a intra dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor ne aducem aminte că cortul sfânt și mai târziu templul avea cele două încăperi încăperia cea mai intimă a cortului și a templului cea mai sfântă era Sfânta Sfintelor acolo nu intra nimeni niciodată numai arhiereul și numai odată pe an și nu fără de sânge zice Sfântul Apostol Pavel ce înseamnă lucrul acesta că el trebuia să aducă o jertfă. Prima dată aducea o jertfă pentru sine, pentru curățirea păcatelor sale, dar trebuia să aducă jertfă și pentru popor. Și cu sângele jertfei își ungea mâinile și cu mâinile ridicate, sigur aici sesizăm imediat simbolul hristic, nu? cu mâinile ridicate care și-a Domnul Hristos, care întinzând mâinile pe cruce era mânjit cu propriul său sânge. Era uns cu propriul său sânge. Aici, în Vechiul Testament, arhiereul intra cu sângele animalelor, nu? cu care se ungea pe mâini, intra dincolo de catapeteasmă și rostea formule liturgice, prin trecare, o dată pe an, numai la această sărbătoare, el rostea numele Iahve, rostea numele lui Dumnezeu. Și prin aceasta... Sigur, se dobândea iertarea păcatelor pentru un singur an, dar jertfa aceasta trebuia repetată la nesfârșit în fiecare an, pentru că nu avea eficiență și am zis din ce pricină, pentru că nici jertfa nu era desăvârșită, nu era un surogat până la urmă, era o, un surogat, primea totuși putere, de unde primea putere? Din jertfa care urma să vină, din jertfa Mântuitorului Hristos, pentru că era tip, era prefigurare. Iar prototipul, prototipul veșnic, etern, era Domnul Hristos. Sigur, încă nejertfit pentru viața lui, pentru că urma să vină peste secole, peste viacuri. Însă, însă trebuia adusă în fiecare an. Domnul Hristos când vine, împlinește, desăvârșește acest tip. El este antitipul, adică stă față în față și împlinește aceste prefigurări ale Vechiului Testament. El nu mai intră în, în templu, nu mai are nevoie să intre în Sfânta Sfintelor din templu, pentru că intră în chiar prototipul templului care este ceresc, adică în acea imagine cerească pe care o văzut-o Moise pe muntele Sinai înainte de a alcătui cortul sfânt. Intră în Sfânta Sfintelor nefăcută de mâini omenești, ci în Sfânta Sfintelor din ceruri, adică în sânul preasfintei trăim. În intimitatea cea mai adâncă a lui Dumnezeu, în sânul preasfintei trăim, dar atenție, el intră acolo ca preot, adică intră cu umanitatea sumată, adică cu umanitatea noastră, ca înainte mergător. Ce înseamnă lucrul acesta? Că ne pregătește calea, adică ne pregătește și nouă cale a intrării ce nu intră cu sânge de animale, de țapi și de viței, așa cum făcea preotul ritualul de la sărbătoarea ispășirii, ci cu propriul său sânge, adică intrând cu propriul său sânge, prea curat, pentru că umanitatea pe care o jertfește era propria sa unei umanitate și această umanitate a fost curățită de dumnezeirea sa în persoana cea veșnică și unică și în dumnezeită. Sângele acesta are o eficiență deplină. El nu mai trebuie să aducă a, a, a jertfe sau să repete această jertfă, această intrare în Sfânta Sfintelor în fiecare an, cum a făcut-o preotul din vechiul leg legământ. El intră odată pentru totdeauna și de aceea preoția lui este veșnică pentru că are o eficiență veșnică. Sigur că din preoția lui ne împărtășim, apoi noi cu toții și, și din, din energia, din harul, din roadele, din meritele acestei preoții se vor împărtăși sacramental toți oamenii. Dar nu mai este necesar ca preotul, marele preot care este Isus Hristos să repete jertfa. Jertfa s-a consumat odată pentru totdeauna, a intrat dincolo de catapeteasmă, este în cer, în stare de preoție, de jertfă, de dăruire. Și acum, în etapa în care suntem noi, noi doar ne împărtășim din meritele și din harul și din, din, din energiile preoției sale, dar nu se mai repetă. De aceea, dacă ducem mai departe ideea în Dumnezească liturghie, noi nu repetăm jertfa Domnului Hristos, ci reactualizăm, adică devenim copărtași la acea unică preoție și jertfă. Dar jertfa nu se repetă. Nu se, nu se aduce încă o dată și încă o dată și Domnul Hristos nu mai pătimește încă o dată și încă o dată. El a pătimit odată pentru totdeauna și această pătimire, această aducere, această dăruire, această intrare dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor din Ceruri are o eficacitate de plină și veșnică. Părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați, ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. <gântu -i> Ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, părintele Arhimandrit Simeon Pintia, eclesiarul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Așadar, părinte, iată, în, în epistolă către Evrei este prezentat în termeni cât se poate de profunzi. Arhieria Mântuitorului Isus Hristos, aș dori să mai dau citere unui pasaj din această epistolă, la capitolul 8 citim, avem astfel de arhiereu care de a șezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri. Slujitor altarului și cortului celui adevărat, pe care l-a înfip Dumnezeu și nu omul. Apoi, orice arhiereu este pus ca să aducă daruri și jertfe. De aceea trebuincios era ca și acest arhereu să fie avut ceva ce să aducă. Prin urmare, vorbim aici de un altar și un cort adevărat, care sunt paradigme, modele absolute. Acolo arhiereul urcă și aduce jertfă, cum aduceau și cei din vechime. Sigur, acest lucru a făcut și Domnul Hristos, numai că dacă cei din vechime făceau lucrul acesta în prefigurări în simboluri, el aduce jertfa și liturgia sa sau jertfa sa și sacrificiul său în realitate. Pentru că tot ceea ce a existat în, în Vechiul Testament referitor la spațiul sacru, la jertfe, era doar simbolul a ceea ce trebuia să fie. Și toate acestea s-au împlinit în Domnul nostru Isus Hristos. Cu toate acestea, încă o dată trebuie remarcat faptul că ei aveau o anumită eficacitate, deci și jertfele din Vechiul Testament, cu toate că erau, sau, da, era un înlocuitor al adevăratei jertfe. Nu? Era vorba despre animale, era vorba despre sângele animalelor, era vorba despre un înlocuitor al jertfei, aveau totuși o putere sfințitoare și puterea aceasta sfințitoare venea din puterea Mântuitorului nostru Isus Hristos, care urma, care avea să vină pe pământ și să, să, fie preot desăvârșit și să, să nu mai fie preot al prefigurărilor și al simbolurilor, ci preot al altarului celui adevărat. Și acest altar adevărat este ceresc, altarul din împărăția lui Dumnezeu, din dreapta Părintelui Ceresc, unde, unde s-a suit și el însuși nu avea de adus un dar, Părintelui Ceresc, iar acest dar pe care îl aduce Domnul Hristos nu mai este un înlocuitor, ci este chiar umanitatea noastră în Dumnezeită. El asta a adus ca dar, adică ne-a adus pe noi ca dar. Noi toți suntem virtual cuprinși în El și uh, pătrunși în intimitatea lui Dumnezeu prin altarul ceresc. Cu toții suntem acolo, în umanitatea lui Isus Hristos, prin legătura pe care nu avem cu, cu umanitatea sa, prin deofințimea noastră cu, sau a umanității noastre a fiecurea, cu umanitatea asumată de Domnul Hristos la întrupare. Sigur că în mod personal, în mod subiectiv, fiecare dintre noi trebuie să ne împărtășim acum de meritele, de, de, darurile, de harul pe care preoția lui Hristos le-a câștigat sau l-a câștigat pentru noi, pentru fiecare în parte. Dar suntem deja aduși în dar Părintelui Ceresc, adică ceea ce primul om n-a putut să facă, dar era chemat să facă și care era de fapt destinul său, s-a împlinit acest destin ca să se autodăruiască Părintele lui Ceresc în, în Fiul Său cel îndrupat, în Iisus Hristos, preotul cel veșnic. Epistola către Vrei spune că Domnul Hristos a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu ÎNsuși sângele Său și a dobândit o veșnică răscumpărare. Însă, aceeași epistolă către Vrei sublinează faptul că prin această jertfă și această lucrare a preoției lui Hristos noi oamenii suntem beneficiari, noi avem acum șansa totală de a ne elibera de păcat. În Vechiul Testament acest lucru nu era cu putință decât ca un paliativ mai degrabă. Și în sensul acesta aș dori să citesc din aceeași epistole către evrei, capitolul 9, versetele 13 și 14, unde Sfântul Pavel spune Căci dacă sângele țapilor și altaurilor și cenușa junincii, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curăția trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Prin urmare, roadele acestei jertfe sunt faptul că ne curățim de faptele cele moarte, ne curățim cugetul și putem sluji lui Dumnezeu. Sigur, Sfântul Apostol Pavel aici vorbește de faptele cele moarte. În altă epistole vorbește despre omul cel vechi și despre omul cel nou. Sângele lui Hristos, sângele jertfei sale, sângele preoției sale ne noiește pe noi. Ne, ne, ne face făpturi noi și ne face în același timp și Fia ai lui Dumnezeu. Prin sângele lui Hristos suntem în Și asta este de fapt, câștigul preoției pentru aceasta, de fapt, s-a fi Domnul nostru Isus Hristos. Nu zice Sfântul Apostol Pavel că orice preot este luat de Dumnezeu dintre oameni și pus pentru oameni ca să mijlocească. Domnul Hristos a mijlocit împăcarea noastră cu Dumnezeu și această împăcare nu s-a putut face sau nu se poate face până când nu suntem reînnoiți. Și de aceea noi, cei care cred în Isus Hristos și când ne botezăm, ne botezăm în moartea și învierea Lui. Adică, cu alte cuvinte, ne afundăm în preoția Lui, în jertfa Lui, în sacerdoțiul Lui. Sacerdoțiul Lui Hristos în botezul nostru nu se întâlnește și ne rennoiește. Ne botezăm, cu alte cuvinte, în apă și în duh, dar și în sângele Lui Hristos. Aici avem o paralelă între apa botezului și sângele noului legământ care pecetluiește noul legământ. Pentru că orice legământ era pecetluit cu sânge în vechime, adică cu o jertfă. Noul legământ, bineînțeles, este pecetluit cu sângele Mântuitorului Hristos. Deci, sesizăm încă o dată această legătură profundă, intimă care. Există între botez și Euharistie? De aceea, în Biserica Ortodoxă, tainele de inițiere creștină sunt săvârșite împreună, adică nu este o separare între ele, ci imediat după ce am fost botezați în moartea și învierea lui Hristos, prin apă, prin afundarea în apă și în Duh, ne și împărtășim de darurile Duhului Sfânt prin cinzecimea noastră personală, prin faptul că Duhul Sfânt coboară asupra noi, asupra noastră, dar în același timp gustăm din Sfânta Euharistie, adică primim întru noi sângele cel curățitor. Botezul, adică afundarea în moartea și învierea lui Hristos se desăvârșește, se împlinește în sângele jertfei noului legământ. Deci, aceasta este legătura dintre cele două sfinte taine și sigur că prin aceasta noi dobândim înfierea. Prin preoția Mântuitorului nostru Iisus Hristos noi dobândim înfierea. Acesta este marele dar al preoției sale, că prin preoția sa, prin dăruirea sa, prin jertfa sa ne curățește, ne sfințește, ne îndumnezește, dar ne face și fia lui Dumnezeu, ne introduce cu el împreună zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, că nu se rușinează să-i numească pe aceștia frați, când spune voi fraților, mei numele tău în, în, mijlocul adunării sau în mijlocul bisericii te voi lăuda. Și iarăși eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci marele dar al, al sacerdoțiului lui Hristos este că devenim, devenim copărtași filiației sale devenim și noi fii în fiul. Un alt cuvânt al Sfântului Chiril al Alexandriei care arată relevanța slujirii și a preoției lui Hristos asupra noastră oamenilor. Deci când s-a făcut Hristos arhireu și prin el am fost aduși în chip spiritual într-un miros de bună mireasmă lui Dumnezeu și Tatăl, atunci ne-am învrednicit în chip bogat de bunăvoința lui și am dobândit și făgăduința asigură că moartea nu mai are putere asupra noastră. Iar Sfântul Chiril dezvoltă ideea că noi nu putem intra la Tatăl decât ca jertfă curată, iar această curăție o dobândim din neprihănirea jertfei Domnului nostru Isus Hristos, pentru că El ne adună în sine. Însă, Părinte Arhimandrit, eu aș dori să Reliefați puțin cum se zugrăvește sau închipuie astăzi archeria lui Hristos în slujirea bisericii, în slujirea clerului. În primul rând, trebuie să spunem că preoția lui Hristos este actualizată în, în biserică, nu numai în slujirea clerului, ci este actualizată în toți membrii bisericii, adică în poporul lui Dumnezeu, în biserică noul Israel s-a realizat ceea ce a vrut Dumnezeu să facă în vechiul Israel, ca să fie un popor ales, un neam de preoți, preoție împărătească, neam sfânt, popor ales de Dumnezeu, așa cum, cum citim în, în Noul Testament. Deci, preoția lui Hristos este Actualizată cu alte cuvinte, sigur, sub diferite forme și prin diferite slujiri de toți membrii Bisericii, pentru că în Biserică, toți membrii Bisericii, toți cei care alcătuiesc trupul mistic al lui Hristos, actualizează cele trei slujiri ale Domnului nostru Isus Hristos. Toți suntem, deopotrivă, și preoți, și profeți. Și împărați sau toți avem cele trei direcții sau cele trei dimensiuni ale slujirii Mântuitorului nostru Isus Hristos. Sigur, încă o dată, fiecare în treapta sa, fiecare în, 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 în locul și în slujirea sa. În mod cu totul deosebit, însă, cu totul special, preoția Mântuitorului nostru Isus Hristos se actualizează sacramental prin preoția slujitoare, prin preoția prin hirotonie, preoția specială care sigur este preoția care moștenește nu în mod cu totul special harul preoției Mântuitorului nostru Isus Hristos. Acum ce trebuie să știm și ce ne învață părinții noștri într-o credință, sigur că Aici există o alegere, o chemare, există după aceea o sfințire pe care o face biserică, o face Hristos în biserică, dar în același timp, deși fiecare dintre cei care sunt clerici, cei care sunt moștenitorii acestei preoții, sunt și ei preoți și au vocația de a mijloci pentru lume, în același timp Preoția niciodată nu este a noastră, nu este proprietatea noastră, ci este actualizarea preoției Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Preoții în biserică sunt instrumente ale preoției Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Sunt instrumente ale, ale Lui. Preotul își împrumută lui Hristos mâinile sale, limba sa, gura sa urechile sale, ochii săi, mădularele sale viața sa, așa ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur deci preoția nu este a noastră ci este a Domnului Hristos care se actualizează prin noi și sigur că această actualizare prin noi a preoției lui Hristos are și o, o dimensiune înaltă o, o dimensiune morală în sensul că Preotul, în slujirea sa și ne din identificarea sa cu sacerdoțiul lui Hristos, se identifică foarte mult cu Domnul nostru Isus Hristos. Și această identificare merge până între acolo încât, în Dumnezească liturgie, El însuși poate să zică, să reproducă, să repete cuvintele pe care Domnul Hristos le-a rostit în cadrul cinei celei de taină, ca și cum ar fi cuvintele sale proprii. Deci, sigur, aici trebuie să avem conștiința întotdeauna că avem o misiune înaltă, că avem o slujire, o slujire sfântă, o slujire desăvârșită în biserică, dar în același timp niciodată nu suntem stăpâni, nu suntem totalitari, stăpâni totalitari pe această preoție, ci preoția aceasta, de fapt, este preoția Domnului nostru Isus Hristos și de aceea trebuie să ne o asumăm, în primul rând, cu multă, multă smerenie și cu multă, multă sfințenie. Și există gesturi liturgice prin care preotul îl închipe pe Hristos sau este o închipă a lui Hristos în fața poporului. Ați vorbit de aceste cuvinte pe care le folosește preotul în Sfânta Liturghie, sunt cuvintele Domnului în momentul acela prin preotul efectiv, prin oficiant, însuși Domnul lucrează. Când citește Evanghelia preotul, sunt cuvintele Domnului care prin preot sunt transmise mai departe. Când mereu rostește formula pace tuturor, nu poate da preotul pacea lui, ci gestul respectiv este un gest în chipul lui Hristos. Hristos binecuvintează mulțimea, poporul, prin gestul preotului. Când se așează pe tronul arhieresc arhereul episcopul și mai ales episcopul la modul absolut îl închipuie pe Hristos. Toate aceste gesturi care poate par o rutină, ceva obișnuit în mersul slujbei, toate zugrăfesc prezența nevăzută a lui Hristos care lucrează prin această preoție sacramentală. Noi vorbim despre faptul că preotul este o icoană a lui Hristos o icoană via lui Hristos, în special în, în Sfânta Liturghie, în jertfa noului legământ. Dar aici când vorbim despre icoană sau simbola lui Hristos, noi trebuie să aplicăm ceea ce numim teologia prezenței, exact ca în icoană, când privim icoana unui sfânt, noi simțim prezența lui Hristos, sau prezența Sfântului în icoana sa, în chipul său, credinciosul, privind spre preotul care celebrează, spre arhiereul care celebrează, el trebuie să vadă în, în preotul care este îmbrăcat în Sfintele Veșminte icoana Domnului nostru Isus Hristos și preotul trebuie să-l ajute pe creștin, pe fiecare membru al Bisericii să-l pună în legătură cu. Domnul nostru Isus Hristos. Sigur că lucrul acesta se revelează, se descoperă în special prin gesturile liturgice, prin simbolurile liturgice, pentru că noi nu avem altfel capacitatea ca să, nu, ca să accesăm tainele credinței și, și taina în care locuiește Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Și de fapt preoția sacramentală pentru aceasta a și a fost instituită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin hirotonirea apostolilor, să prin alegerea și prin consacrarea Sfinților Apostoli și apoi a urmașilor lor ca să se facă eficientă în toate generațiile până la sfârșitul veacurilor preoția sa, prezența sa în lume. Pentru că altfel, cum am zis, tot poporul lui Dumnezeu este un popor preoțesc. Dar noi avem și preoție sacramentală, nu doar preoția universală. Da, și această preoție sacramentală își dobândește sensul tocmai aici, adică slujirea preoțească a lui Hristos să fie vizibilă, să fie mai lucrătoare în biserică și față de popor, nu numai față de cei care sunt în afara bisericii. În preotul în biserică este este nu numai sacerdot, este și păstor, el și conduce biserica și în actul conducerii bisericii el exercită din nou funcția pastorală a Mântuitorului Hristos, cel care este păstorul cel bun și care își pune viața pentru oile sale. De aceea și preotul trebuie să-și iubească turma, și să -și iubească turma atât de mult cum iubește Hristos turma. Deci, iată, și aici e ai o identificare între, între preot și Hristos. Preotul este și învățătorul bisericii. El trebuie să învețe poporul lui Dumnezeu tainele credinței, cum învață Hristos, cum a învățat Hristos. Iată, și aici, slujirea înaltă la care suntem chemați și nu? Și, și, sigur smerenia cu care trebuie să ne asumăm toate aceste slujiri în biserică pentru că suntem oameni neputincioși, însă aleși de Dumnezeu această alegere pe care a făcut-o Dumnezeu potrivit Sfântul lui Apostol Pavel încă din pântecele mamei noastre nu? am fost chemați și aleși de Dumnezeu și apoi consacrați în trupul său mistic, în trupul bisericii, ca să fim puși spre slujirea celor sfinte și spre zidirea trupului tainic al Lui Hristos. Da, Părinte, iată câteva aspecte legate de ceea ce înseamnă preoția, arhieria Mântuitorului Iisus Hristos și felul cum ea este lucrătoare astăzi în biserică prin preoția poporului, dar mai ales preoția sacramentală. La final, însă, o întrebare din partea cuiva care ne ascultă. Ca preoți obișnuim cel puțin aici, în România, să îi determinăm, să-i convingem pe credincioși să meargă să se spovedească și să se și împărtășească, mai ales în anumite perioade ale anului. Așadar, există această cultură la Românii ca Euharistia, împărtășirea să fie precedată de spovedanie. În privința aceasta, ce fel de rânduială au preoții care slujesc foarte des și se împărtășesc foarte des? Acum, potrivit învățăturii din liturghier și preoții trebuie să se spovedească. Sigur că preotul în general nu se spovedește de fiecare dată când slujește Sfânta Liturghie pentru că se presupune că nu are păcate de moarte, păcate opritoare de la Sfânta Împărtășanie. Dar oricum liturghierul prescrie dacă cumva preotul a căzut într-un păcat mare, un păcat care e păcat de moarte, și păcat opritor de la cele sfinte, să nu îndrăznească să slujească Dumnezească Liturghie până când nu-l va căuta pe Duhovnicul Său și nu se va spovedi. Iar dacă nu are posibilitatea să se spovedească înainte de Sfânta Liturghie, atunci negreșit să slujească cu multă, multă umilință și cu hotărârea ca, imediat după ce va termina de celebrat Sfânta Liturghie să-l caute pe duhovnicul său și să se mărturisească. Deci, sigur, cele două sfinte taine, Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, așa cum am zis și cu multe alte ocazii la Radio Renașterea, nu sunt indisolubil legate una de cealaltă. Noi îi îndemnăm în posturi, în general, pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească, dar în special pe aceia care vin rar la Sfânta Împărtășan. E normal că cei care vin o dată pe an sau de două ori pe an în postul mare și în postul Crăciunului, îi îndemnăm să se și spovedească. Dar dacă un creștin, care are o, o, o viață duhovnicească mai intensă și dorește să se împărtășească săptămânal, să zicem. Și dacă sunt, de exemplu, mai multe liturghii pe săptămână sau mai multe sărbători pe săptămână, nu e, nu e, nu e obligatoriu să se spovedească înaintea fiecărei împărtășanie dacă nu are păcate opritoare de la sfântă împărtășanie. Și tot așa și preotul. Preotul slujește de mai multe ori Dumnezească liturgie și poate să o slujească nu în virtutea faptului că este preot, că nu harul preoției îți dă, uh, îți dă, uh, dreptul de a te împărtăși, harul preoției îți dă dreptul de a sluji, dar nu de a te împărtăși, tu te poți împărtăși în virtutea faptului că ești creștin, că ai tainele de inițiere creștină și ai nu numai dreptul, ci și obligația de a te, de a te împărtăși că dacă nu te împărtășești înseamnă că te rupi de trupul tainic al lui Hristos, înseamnă că nu ții legătura cu trupul tainic al lui Hristos, nu? Legătura aceasta se cultivă, tu faci parte dintr-un organism și organismul acesta sau participarea la organismul acesta se cultivă tocmai prin taina Sfintei Euharistii care uh, nu hrănește această legătură, care, care întărește, întreține această legătură trupul tainic al lui Hristos, care este biserica. E bine, preotul nu are dreptul să se împărtășească la Sfânta Liturghie pentru că e preot. Harul preoției nu-ți dă acest drept, ci harul preoției îți dă dreptul de a celebra, de a sluji liturghia, de a, de a aduce jertfa noului legământ. Tu, ca preot, ai avut dreptul de a te împărtăși și înainte de a fi preot. Adică, cu alte cuvinte, dreptul de a te împărtăși vine de la tainele de inițiere creștină. Însă, nici preotul nu are voie să se împărtășească nepregătit, cu conștiința neîmpăcată, fiind în păcat, fiind conștient că are păcate mari, pentru că zice tot în liturghie, dacă pentru un creștin, pentru un creștin se consideră că e păcat mare, mare dacă se împărtășește cu nevrednicie, atunci cu cât mai mare este păcatul preotului care și slujește cu nevrednicie. Și liturgherul concluzionează că unul ca acesta se face fur de cele sfinte și va cădea în osânda lui Iuda. Deci și preoții trebuie să se spovedească, să aibă fiecare preot duhovnicul său, să-l cerceteze din când în când, iar când sunt păcate mai mari, pentru că și noi suntem oameni și în mod normal nu ar trebui să, să, să ne, să păcătuim și ar trebui să ne ferim de păcatele mari, dar dacă se întâmplă din accident să alunecăm într-un păcat mai mare, negreșit să ne spovedim și este valabil și pentru preot cuvântul Sfântului Apostol Pavel să se cerceteze omul pe sine și așa să ia din pâine și să bea din potir, adică să-și cerceteze conștiința. Dacă conștiința îl vădește că are păcate, să se spovedească, dacă conștiința nu-l vădește că are păcat, adică are o pace sufletească, o așezare, acum sigur fără de păcat, niciun om nu este, dar eu cred că ascultătorii ne înțeleg la ce mă refer, adică dacă nu are păcate mari, dacă nu are patim, dacă nu are vicii, dacă nu, nu a ieșit din fire să certe pe cineva, dacă nu a jurat, dacă nu a băut și a vărsat, dacă nu a mâncat peste măsură, dacă nu a căzut în păcate trupești și așa mai departe. Deci dacă sunt gânduri sau ispite care toți oamenii le avem sau ne-am mai tulburat așa în sinea noastră, păi ne pocăim de ele și atunci sigur că în situația aceasta putem sluji Dumnezească liturgie și fără spovedanie înaintea fiecare liturghii, dar oricum este bine ca și preotul având duhovnicul său să-l caute des, adică să nu se spovedească o dată pe an sau o dată la 10 ani, acum exagerez, sunt și preoți care din păcate nu se spovedesc și nu cultivă viața duhovnicească. Și ce se întâmplă? Se întâmplă ceva legătură cu preoția, zic acum. Dacă preotul nu se spovedește și păcatele se tot înmulțesc, este ucisă preoția. Preotul, am zis pe de-o parte, că actualizează preoția Mântuitorului nostru Isus Hristos, deci este un instrument. Dar el, sigur, trebuie să se identifice cu Domnul nostru Isus Hristos, de aceea îi se cere și Sfințenia vieții. În același timp, el fiind preot, totuși, asemănându-se cu Hristos, și el mijlocește. Și nu ai curajul să strigi la Domnul pentru alții dacă tu ești întinat cu păcate. Și atunci sunt păcate, zice părintele Zaharia Zaharu într-o conferință pe care a ținut-o în fața preoților. Sunt păcate care ucit preoția. Și mai ales pentru păcatele acestea, trebuie neapărat să facem pocăință, să ne spovedim preoții și doar așa să slujim Dumnezească liturgie și celelalte sfinte taine, că nu numai în, în, Sfânta Liturghie se manifestă sau este lucrătoarea preoția. Deci cam așa procedează preoții. Da, se poate sluji de mai multe ori Sfânta Liturghie, și fără să te spovedești în anumite condiții, dacă nu e păcate de moarte, dacă nu e păcate mari, dar în același timp trebuie să știm că nu preoția ne face pe noi vrednici de Sfânta Împărtășanie și, și ne dă dreptul de Sfânta Împărtășanie. Din contră, de multe ori preoția poate să fie împovărătoare, mai ales dacă nu ne conformăm viața cu, cu darul pe care l-am primit de la Domnul. Prin urmare, nu lucrăm cu două măsuri, ceea ce pretindem de la credincioși împlinim și noi și ceea ce facem noi vom cumva lucra și cu credincioșii ca în felul acesta să fie armonie între preoți și credincioși. Părinte, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunea Aveceu Credinței. Mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru răspunsurile oferite, sperând că toate au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.